Bucăți mari din fațada Palatului Parlamentului riscă să se desprindă și să cadă de fapt oricând peste angajați și vizitatori. În anumite zone accesul a fost restricționat, iar în paralel s-au început procedurile de achiziție și montare mai apoi a unor plase de siguranță pe fațada imobilului. Deși Palatul Parlamentului are nevoie de reparații capitale, bugetul alocat pentru anul viitor va fi unul mai mic. Georgiana Iuzic este acolo și vine cu detalii. Bun găsit, Georgiana, te urmărim! Bun găsit tuturor! O expertiză recentă a scos la iveală mai multe probleme care sunt la fațada Palatului Parlamentului. Mai exact, vorbim de faptul că există o probabilitate extrem de ridicată ca anumite elemente de placare de pe Parlament să se desprindă pur și simplu, lucru care ar putea să ducă la accidente destul de serioase. Din acest motiv, biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit în ședința de luni câteva măsuri, câteva restricții, atât pentru personal cât și pentru turiștii care vor vizita în viitor Palatul Parlamentului. Și vorbim de faptul că au fost delimitate ca fiind zone periculoase unele părți, unele intrări ale Palatului Parlamentului, iar în acele zone accesul va fi interzis. Mai mult de atât, personalul de curățenie, dar și cel care se ocupă de îngrijirea grădinilor din Curtea Parlamentului, nu își vor mai desfășura activitatea în zonele delimitate ca fiind periculoase, iar accesul în curțile interioare, dar și la terasa de la etajul 3 va fi interzis. Vorbim așadar și de faptul că în perioada următoare am putea vedea o bună parte din fațada Palatului Parlamentului înconjurată de o plasă de siguranță. Licitația deja s-a lansat, se va pune această plasă de siguranță până se vor rezolva lucrările.